Salutare, dragi prieteni! În acest videoclip vreau să vă prezint cum se prezintă fructele la noi în fermă. S-au copt perele, prunele, aproape că scoapte și ele. Astăzi am vrut să ne apucăm să facem dulceață de pere, însă vremea nu ne-a permis. A plouat toată ziua și atunci nu am reușit să ne apucăm la făcut dulceața. Încep să cadă deja pe jos perele, trebuie să le adunăm. Să vedem care sunt bune și care nu. Sunt destul de multe pere pe ei. Nu sunt ca anul trecut. Anul trecut au fost mult mai încărcați. Dar și anul ăsta avem ceva pere. Prune iarăși. Să vă arăt aici mai sus. Aici avem un prun. Cred că are ceva probleme. Ăsta din primăvară a fost tot cu probleme. Are ceva boală. Sau este rost la rădăcină. Aici avem prune, uitați ce mari sunt, foarte frumoase și ăștia sunt destul de încărcați. Se poate face dulceață și din prune, acum să vedem în ce scop le vom utiliza. Uitați ce încărcat este ăsta, aici avem prune la greu pe el, arată foarte, foarte bine. Să rup să vă prezint cum e înăuntru. Uitați, așa arată. Două secunde. Așa arată înăuntru. Nu au viermi. Sunt foarte frumoase. Sunt numai bune de făcut dulceață, însă mai trebuie puțin, puțin să se coacă. Și apoi vor putea fi utilizate pentru dulceață. Uitați și perele, ce bine arată, sunt sănătoase, nu au găuri, nu au niciun dăunător în ele. Acum doar să ne permită timpul să putem să ne apucăm de treabă. Albinuțele sunt pe poziție, le tot pregătim pentru iernat. Astăzi nu au ieșit afară datorită vremii urâte. Dacă a plouat, au stat înăuntru. Noroc că ieri am avut vreme mai bună și am reușit să le administrăm sirop. Turta proteică este pe ele și atunci a picat foarte bine pentru această perioadă. Dacă avem ploi, zilele următoare iarăși arată ploi. Și atunci e foarte bine că am administrat siropul și turta proteică. Cu ajutorul turtei proteice nu vor consuma așa mult din hrană, vor consuma din turtă și atunci coronițele de miere vor rămâne neconsumate, ceea ce e foarte benefic pentru iarnă. Vor avea atunci coronițe pe iarnă și vor ieși foarte bine în primăvară dacă avem mâncare suficientă. În această perioadă e foarte important să administrăm sirop, să fie turta pe ele, tratamente corespunzătoare și atunci în primăvară nu ar trebui să ne facem probleme dacă noi ne facem treaba, ne facem datoria față de ele, dacă și vremea ține cu noi și toate sunt în regulă, atunci trebuie să iasă foarte bine din iarnă. Trebuie în primul rând să ne facem noi datoria față de ele, să le dăm ce trebuie și atunci și ele ne vor răsplăti mai încolo, la ieșirea din primăvară. Mai avem de pus încă gratile pentru șoareci, mai așteptăm un pic, încă nu le punem, cred că aproximativ prin octombrie le vom pune, acum depinde și cum evoluează vremea. Dar momentan le mai lăsăm fără gratii ca să poată zbura mai bine. Gratiile le încurc un pic, mai ales când aduc polen. Cade polenul uneori pe jos datorită gratiilor, agață cu piciorușele, cu grăunciorii de polen în gratii și atunci mai bine le lăsăm până mai încolo când nu mai au așa cules de polen. Le lăsăm fără gratii pentru a putea să bage polenul în cuib.
Cam asta este ce am vrut să vă prezint. Ieri am cules și ceva căpșuni. Am avut de cules. Roșiile iarăși sunt frumoase. Tot ieri am cules și roșii. Astăzi am avut de livrat. Dacă a fost vreme așa urâtă, ne-am ocupat de livrat. Așa se prezintă roșiile. Acum producția este mai scăzută datorită frigului și plantele deja sunt destul de bătrâne și atunci normal că scade și producția, dar noi suntem mulțumiți. Uitați ce bine arată. Săptămâna asta nu mai culegem, săptămâna viitoare vom culege din nou. Am adunat câteva fructe și niște roșii să mâncăm acum seara. Ne este foarte poftă de ele și numai bune le vom savura. În camerele nu sunt chiar așa copte, dar nouă ne plac și așa. Sunt foarte bune, sunt dulci. Puteți găsi la noi pe site și dulceață de pere făcută de către noi, dacă sunteți interesați. Perele și fructele care le avem în fermă nu sunt tratate cu chimicale, sunt naturale. Noi le lăsăm să se coacă natural, nu le tratăm cu nimica, cu stimulenți sau cu alte chimicale. Și atunci toate sunt naturale. Dulceața iarăși și fără conservanți, fără zahăr. Puteți să comandați de pe site-ul nostru www.ferma-andreuș.ro. Vă așteptăm cu mare drag. Acum, zilele următoare, ne vom apuca să facem dulceața, să vedem când vom avea timp și să ne permită iarăși vremea. Asta e important. Cam asta este ce am vrut să vă prezint. Mergem, că mai avem puțină treabă. Am vrut să fac o filmare așa rapidă, să vă mai prezint pe aici prin fermă ce mai avem. N-am avut timp să filmez zilele trecute. N-am filmat acum de câteva zile bune. Nu știu exact de când. Mi-a fost dor să vă mai arăt ce mai avem pe aici, cum stăm cu legumele, cu fructele din fermă. Dacă v-a plăcut acest videoclip, apăsați butonul de like. V-am salutat, vă doresc spor în toate și mult succes în tot ce faceți.